Prezint câțiva colegi, nu în ultimul rând. Vaccinarea. Campania de vaccinare are astăzi la ora 12 530.000 de persoane vaccinate. Suntem cu 450.000 de persoane pentru care au făcut prima doză de vaccin. 40.000 deja au încheiat ciclul de două doze. Au făcut și rapelul. 40.000 de persoane sunt protejate împotriva COVID-19. Vorbim aici de o împărțire aproape în regulă a acestor persoane. Persoane la risc, bătrâni, bolnavi, sunt 74,6% astăzi la ora 12. Celelalte categorii, categorii care nu sunt neapărat la risc, categorii din persoanele care lucrează în instituții esențiale pentru funcționarea statului român, sunt 25,4%. Și vă spuneam că lucrurile stau aproape în ordine, pentru că regula pe care Ministerul Sănătății a propus-o și guvernul în întregimea sa a adoptat-o este cea de 75-25%. Maximum 25% dintre cei vaccinați în această etapă a doua ar trebui să fie alte persoane decât cei bătrâni și bolnavi, persoanele la risc. Este esențial să păstrăm acest raport echitabil de vaccinare, așa încât să putem să garantăm sfârșitul pandemiei cât mai rapid. Și sfârșitul pandemiei înseamnă mai întâi să-i protejăm pe cei vulnerabili, mai întâi să protejăm persoanele la risc. Imediat după ședința de guvern în care lucrul acesta a fost decis, am avut discuții cu CNCAV și am avut discuții cu STS pentru implementarea acestei prevederi în platforma de programare și în toate celelalte mecanisme care funcționează în acest moment în procesul de vaccinare. În momentul acesta, cifrele nu arată rău. Suntem în top 10 la nivel european de vaccinări la 1000 de locuitori. Și sunt lucruri cu siguranță care trebuie îmbunătățite, dar una peste alta, în acest moment, Comitetul Național de Coordonare a Activităților pentru Vaccinare împotriva COVID-19, condus de colonelul Valeriu Gheorghiță, duce lucrurile în mod rezonabil mai departe. Ce trebuie să facem în perioada următoare însă, pentru ca probleme pe care le-am văzut cu toții, unii le-am experimentat personal, alții le-am văzut în spațiu public, fie să nu mai existe, fie să fie imediat ameliorate înainte ca ele să dispară cu desăvârșire. Trebuie să transparentizăm procesul. Prima dată am descoperit între 15 și 23 ianuarie, în registrul de vaccinări sunt 1353 de persoane vaccinate marcate ca eligibile pentru etapa a treia. Ar putea fi erori de introducere a datelor sau cineva chiar a sărit peste rând. Știm din presă că lucrul ăsta s-a mai întâmplat. Știm de asemenea că în momentul acesta, și spuneam acum două săptămâni că principala problemă pe care o să o avem nu va fi campania de comunicare sau organizarea centrelor de vaccinare, ci va fi accesul la vaccin. În momentul acesta avem mai puține doze de vaccin decât am avea nevoie. Deci în acest moment este esențial ca autoritățile să nu rămână pasive la lucruri care se întâmplă și care vorbesc despre inechități. Vorbesc despre șanse diferite a unei categorii a populației sau a unor categorii față de altele. În principiu și în practică trebuie să-i protejăm pe cei vulnerabili. Suntem așadar în curs de a verifica situația. Se vor face echipe mixte de control, formate de către Corpul de Control al Ministrului Sănătății și Direcțiile de Sănătate Publică, pentru a verifica cum stau lucrurile în fapt la nivelul centrelor de vaccinare. E clar, cred că pentru toată lumea, că România în acest moment, în acest moment în care în toată lumea este o problemă cu cantitatea de doze de vaccin disponibile, nu poate să fie un sat fără câini. Asta înseamnă că ne trebuie sancțiuni. Am vorbit de asemenea cu premierul despre introducerea unor sancțiuni. Avem nevoie de sancțiuni pentru cei în măsură să verifice dacă strategia
adoptată de Guvernul României este adoptată, este respectată la nivelul centrului de vaccinare. Există medici coordonatori pentru fiecare centru de vaccinare. În acest moment putem să-i asigurăm de cercetări disciplinare, dacă nu vor respecta ceea ce s-a stabilit. Imediat vom putea să vorbim despre sancțiuni adoptate de către Guvernul României. Cererea este mai mare decât oferta producătorilor și prioritizarea este importantă, cum spuneam, tocmai pentru a-i proteja pe cei la risc. O veste bună, premierul României și-a exprimat deja disponibilitatea pentru a procura pentru țara noastră, pentru a aloca resursele necesare, pentru procurarea tuturor vaccinurilor care sunt disponibile. Ministerul Sănătății a semnat zilele trecute o comandă pentru încă 9 milioane de vaccinuri de la vaccinul CureVac, unul dintre produsele care încă nu au fost aprobate, dar există încă o înțelegere clară că dacă procesul va merge mai departe, dacă vaccinul va fi aprobat, va ajunge în cantități rezonabile, cum spuneam, vorbesc de 9 milioane de doze, va ajunge și în România. În perioada următoare, Ministerul Sănătății și CNCAV va trebui să vegheze la două vulnerabilități. Una este reprezentată de faptul că 30% dintre vaccinări sunt în afara platformei de programare. Deci există o platformă de programare și există Registrul Național pentru vaccinare. Ei bine, acestea două trebuie puse împreună. Există 30% dintre oameni care sunt în Registrul Național de Vaccinare și nu sunt în platforma de programare. Sunt oameni care merg în centru de vaccinare sau sunt centre de vaccinare care nu sunt informatizate, așa cum s-ar cuveni, unde lucrurile se fac încă pe hârtie și după ce ești notat în Registrul Național de Vaccinare, datele se varsă, dacă vreți, în platforma de programare, așa încât să fii programat pentru apel. Faptul însă că oamenii nu se programează în platforma de programare, ci merg direct la centru și sunt înregistrați în RENV, reprezintă o vulnerabilitate. Vulnerabilitate pe care am semnalat-o comitetului condus de dr. Gheorghiță, respectiv tuturor instituțiilor care lucrează în acest proces. Vulnerabilitate care trebuie remediată cât mai rapid. 30% din totalul de vaccinuri este mult. Trebuie să mergem cât mai mult către o digitalizare și o clarificare a procesului, respectiv o siguranță oferită tuturor că vaccinurile merg către cei mai vulnerabili. Mai mult decât atât, am văzut în presă, și e bine că lucrurile acestea sunt transparente, cred că tot ce are legătură cu procesul de vaccinare trebuie să fie cât se poate de transparent. Ministerul Sănătății are o opinie foarte clară în legătură cu asta și are și acțiuni demarate în legătură cu acest lucru, în legătură cu asigurarea transparenței la fiecare nivel. Avem în acest moment mai multe centre cu circuit închis decât centre cu circuit deschis. Ce înseamnă centre cu circuit deschis? Înseamnă că toată lumea se poate programa. Centre cu circuit închis înseamnă că doar o parte din populația României, doar anumite categorii se pot programa. Lucrul acesta ne îngrijorează. Nu există o hotărâre de guvern sau o hotărâre a Ministerului Sănătății care să fie aprobat așa ceva. Este un lucru care ne îngrijorează pentru că să privim lucrurile așa cum sunt. Fie merg mai multe vaccinuri către centrele închise, centrele care nu sunt disponibile populației și asta înseamnă că vom avea vaccinuri care pleacă de la categoriile esențiale către alte categorii, că pleacă de la categoriile vulnerabile către alte categorii de populație, ceea ce nu este doar imoral, ci este și ilegal. Mai departe însă, dacă vaccinuri nu sunt alocate către aceste centre, mai precis dacă vaccinurile sunt păstrate pentru persoanele vulnerabile, atunci vom avea centre care funcționează și cheltuie banul public, pentru că nu funcționează gratuit, fără să vaccineze.
De aceea, Ministerul Sănătății va evalua, va reevalua toate centrele din subordinea Ministerului Sănătății și vom transmite acest lucru către toate celelalte structuri care au în subordine centre de vaccinare pentru a reevalua două opțiuni. Fie le deschidem pentru toată lumea, fie le închidem. Dacă există excepții, atunci acestea trebuie să fie bine justificate. O excepție, ca să dau și un exemplu, ar putea fi păstrarea unui centru de vaccinare cu puține fluxuri pentru rapelurile care sunt necesare într-un spital, de exemplu. Avem încă câteva săptămâni în care cei care au fost vaccinați în etapa 1, medici, asistente medicale, infirmiere, toată lumea care lucrează într-un spital, trebuie să primească și rapelul. Are sens să păstrăm anumite centre, dar, repet, cu fluxuri mult reduse, cu costuri mult reduse pentru stat, cu aport de vaccinuri redus în acele centre, tocmai pentru a asigura rapelul. Lucrul ăsta este important și este important de înțeles. Nu au fost puține exemplele pe care fie ne-au fost semnalate în presă, fie ne-au fost semnalate la Ministerul Sănătății de organizări separate de vaccinări pentru diverse instituții ale statului. Cred că este jenant. Cred că este jenant și acest lucru a fost discutat cât se poate de onest cu toată lumea, inclusiv cu premierul României, care împărtășește pe de-a întregul această opinie și această îngrijorare. O mai spun o singură dată, trebuie să-i protejăm pe cei vulnerabili, pentru că doar așa salvăm vieți. Și întreaga idee a campaniei de vaccinare este să salvăm cât mai multe vieți. Salvăm vieți acum, în zilele astea, cu fiecare persoană vulnerabilă, cu fiecare persoană la risc, pe care o vaccinăm. Restul, cu tot dragul, ar trebui să poată să mai aștepte un pic. Asta este ce am avut de spus pe vaccinare, pe acest capitol care ocupă o mare parte din agenda publică, la fel cum o mare parte din agenda publică este ocupată de gestionarea pandemiei. Despre gestionarea pandemiei aș lăsa o să spună câteva cuvinte pe colega mea, doamna doctor Andreea Moldovan. Nu însă înainte de a menționa că aceste două teme, care ocupă o parte semnificativă din agenda publică în domeniul sănătății, cum spuneam, nu sunt singurele interesante, nu sunt singurele relevante pentru oamenii din România. Sunt oameni cu boli cronice, sunt probleme aproape în fiecare spital și la fiecare nivel, în fiecare segment al sistemului de sănătate în România. Sunt probleme care nu suferă amânare. Și dacă ați văzut că în ultima perioadă, dacă vreți, în luna asta de zile, de când noua echipă a Ministerului Sănătății a stat mai degrabă la lucru și dacă treceți seara, ușile noastre sunt deschise, ne puteți găsi acolo până târziu. Suntem acolo pentru a aborda fiecare problemă a oamenilor din România cu sistemul sanitar. Fiecare problemă legată de acces și foarte mulți oameni au probleme legate de accesul la servicii de sănătate. Sunt foarte multe spitale care sunt practic închise pentru cei care suferă de boli cronice, respectiv care au nevoie de servicii acute. Pandemia a făcut foarte mult rău nouă tuturor, dar mai ales, cred eu, celor care fie au fost infectați cu COVID-19, fie nu au putut avea acces la servicii medicale. Lucrăm la toate acestea și vom reveni în fața dumneavoastră cu câte o temă, cel mai probabil săptămânal. Revenind, doamna doctor Andreea Moldovan, pe care nu am prezentat-o niciodată în fața dumneavoastră, este deja de vreo 10 zile, cred, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Doamna doctor Moldovan a fost în prima linie încă de la izbucnirea epidemiei de COVID-19 și pentru cei care nu o cunosc încă, a absolvit medicina în Târgu Mureș, este medic primar cu specializarea în boli infecțioase și medic specialist în epidemiologie, iar în anul 2009 a devenit bursier de excelență a Societății Internaționale de Boli Infecțioase, cu un stagiu la Geneva, unde a lucrat în același spital cu unul dintre mentorii dânsei, domnul profesor Didier Pitié, considerat părintele modern al
igienei mâinilor și a igienei în spațiul sanitar. Măsurile propuse de echipa dânsului, răspândite mondial, conducând la salvarea multor vieți și la o scădere importantă a ratei infecțiilor nosocomiale din spitale. Andreea Moldovan este un om care s-a întors în țară și în 2013 a contribuit ca spitalul în care dumneai coordona compartimentul de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale să fi câștigat premiul pentru cel mai curat spital din Europa al Organizației Mondiale a Sănătății. De anul trecut a preluat funcția de director medical al Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, spital încadrat de la începutul pandemiei în linia întâi COVID-19. Andreea s-a implicat alături de alți voluntari în cursuri și campanii de informare despre importanța igienei mâinilor, a igienei generale, a consumului de antibiotice, a prevenirii infecțiilor nosocomiale, atât pentru cadre medicale cât și pentru studenți, pentru populație generală sau copii. Andreea este unul dintre oamenii pe care îi admir cel mai mult pe lumea asta și sunt foarte recunoscător că s-a alăturat echipei. Andreea, te rog. Mulțumesc frumos. Ca un breaking news, de seară avem o convorbire pe Zoom cu domnul profesor Didier Pite, care a acceptat să discute cu noi ca să... Pardon. Reiau, ca breaking news, de seară la ora, probabil 7, ora noastră, vom avea o discuție pe Zoom cu profesorul Didier Pite, care a acceptat să purtăm o conversație vis-a-vis de atitudinea dânșilor ca țară Elveția, dar și a Franței, în fața pandemiei COVID. Un ajutor pe care îl dă întotdeauna și care l-a caracterizat întotdeauna. Vă mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase, parcă n-aș fi eu. Cred că avantajul meu cel mai mare în acest moment este faptul că vin din teren, vin din teritoriul unde am lucrat de la începutul pandemiei în spital COVID de linia întâi. Astfel încât pot să spun că ne-am ciocnit alături de colegii mei de acolo de tot ce a însemnat pandemia și am văzut, din păcate, ce înseamnă boala COVID și ce impact poate să aibă asupra persoanelor afectate. Astfel încât vin cu empatia celui care a văzut ce înseamnă boala și cu dorința de a ajuta cât mai mult ca această pandemie să fie cât mai repede înfrântă și să putem să revenim cu toții cât mai repede la viața normală pe care ne-o dorim cu toții. În ceea ce privește activitatea mea la Ministerul Sănătății, pot să spun că încep să văd acea luminiță pe care trebuie să o urmez pentru că înțeleg ce trebuie să fac acolo și ce se așteaptă de la echipa din jurul meu. Focusurile principale momentan, pe lângă activitatea de vaccinare pe care a prezentat-o domnul ministru Voiculescu, se referă la gestionarea crizei COVID și la ameliorarea indicilor de raportare a infecțiilor COVID la noi în țară, în paralel cu creșterea capacității de testare. De ce dorim să facem aceste lucruri? Pentru că am realizat cu toții că ne testăm poate mai puțin decât ar fi cazul, dar cu siguranță raportăm mai puțin decât e cazul în ceea ce privește testele pe care le avem pozitive. Astfel încât un focus principal acum este pe creșterea capacității de testare. Având un număr mai mare de teste făcute, cu siguranță vom putea să recurgem mai ușor la indicii de evaluare a activității epidemiologice în țară, a circulației virusului și a impactului pe care virusul îl are asupra populației. Astfel încât, știind foarte bine pe ce teren stăm, vom putea să și interpretăm mai bine ceea ce se întâmplă în țară. Alături de colegii din Institutul Național de Sănătate Publică, alături de medici epidemiologi, alături de medici de boli infecțioase și de alți medici antrenați în lupta anti-COVID, am discutat în ultimele zile foarte ferm vis-a-vis de modificarea unor indici de raportare care să ne arate fiabil stadiul în care suntem. Să ne arate fiabil acum, să ne arate fiabil în dinamică și să ne poată da o valoare predictivă asupra ceea ce se întâmplă. Astfel încât vom supune dezbaterii celorlalte foruri cu care colaborăm în această luptă acești noi indicatori pe care sperăm cât de repede să vi putem prezenta. În același timp, în paralel cu modificarea acestor parametri de raportare,
dorim și suntem conștienți și noi, la fel cum sunteți și noastră, cred că la fel de conștienți, că este absolut important și esențial, pot să spun, să creștem capacitatea de testare, pentru că avem nevoie de mai multe teste făcute.